Salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru Părinți alături de mine. Am invitat-o pe psihologul Țucă Elena de la centrul Kineto Bebe Kids, iar astăzi vreau să dezbat tema dependența de părinte. Bine ai revenit! Bine te am regăsit! Să știi că eu sunt unul dintre părinții care a avut această dependență de copil. Îți spun sincer, era mică, mi-aduc aminte, sugar, am ieșit prima oară la supermarket, avea copilul până într-o lună și am început să plâng printre rafturile de la magazin, sunând-o pe mama mea ce face copilul. Mama spunea că este foarte bine și o plângeam la rândul meu și spuneam soțului, este bine, auzit este bine. Foarte greu, m-am despărțit de ea, foarte greu, puh, am încercat să renunț la această dependență, gândindu-mă că devin o toxicitate pentru copil și creez un handicap care nu există. Nu-mi dau seama dacă a fost de prea multă iubire sau de teama că nimeni nu ar putea să facă ceea ce fac eu. Cum e această dependență? Această dependență de părinte din partea copilului este perfect normală până la vârsta de 3 ani. Pentru că părintele este universul copilului și e normal să fie dependent de el, pentru că îi asigură tot ce are nevoie. Este sanctuarul lui, să zic așa. E clar că vine și din partea mamei în mod special această dependență de copil, însă e important ca mama la un moment dat să îi dea voie copilului să zboare, să zic așa, să încerce să facă lucruri și de unul singur. Pentru că dacă devine hiperprotectivă, îi cultivă copilului un sentiment de nesiguranță. Și e vorba despre cea neajutorare învățată, prin care copilul învață că nu este în stare să facă nimic, nu are încredere în forțele proprii, o să fie foarte timid și retras, nu o să se poată integra social. Tocmai de aceea e important să lăsăm copilul, chiar dacă e greu și știu că e greu, să lăsăm și pe el să învețe așa cum am învățat și noi. De oare de ce e așa de greu? Că până la urmă, știi cum, și dacă Doamne ferește să spunem, noi ni s-ar întâmpla ceva, ca și părinți, copiii cresc. Dar la nivel mental, adică este foarte grea această despărțire. Mă gândesc, îți spun sincer, tot vorbesc cu prietenele mele, care evident că au și ele copii, și tot timpul aduc în discuție și spun, wow, dacă nu se îndrăgostească și o să plece la prima, la prima întâlnire, ca să nu mai spun de prima excursie până la, prima, la primul îndrăgostit. Sunt niște etape normale. Mama mea, deși nu a avut nimic de a face cu zona aceasta de parenting, a fost foarte relaxată. Dar cred că asta ține de la individ la individ, corect? Cert ține de la individ la individ. Depinde și de temerile pe care le au părinții vis-a-vis -vis de ei, pe care le răsfrâng apoi asupra copiilor. E, până la urmă, o întreagă filozofie, să zic așa. Uh -huh. Pentru că lucrurile nu sunt atât de simple cum par. Nu sunt. Ce facem, de exemplu, cu părinții care sunt super relaxați, dar copiii sunt super dependenți de părinți? De ce? Sunt super relaxați probabil acum, dar mai de mult în trecut, cu siguranță că au, au făcut ceva prin care să nu-i lase pe copii să fie independenți. Pentru că se întâmplă, la vârste mici ne place să avem grijă de copii, să facem lucrurile în locul lor, să știm că fac totul bine, perfect. După care, când copiii încep să mai crească, după 6-7 ani încolo, vrem și noi independență ca părinți să mergem să mai facem anumite lucruri, copilul Stă după noi. Și atunci sunt acei părinți care în trecut au făcut mă, lucrurile astea, au fost hiperprotectivi, au fost cocoloșitori cu copiii, să zic așa. Și uh, acum uh, au rezolvat niște situații în locul copilor, pentru că se întâmplă. Și uh, în practica mea, am auzit situații în care copilul se duce la părinte să îi rezolve un anumit conflict. El nu face asta. Așteaptă ca părintele să rezolve conflictul respectiv. Ori e important să îi lăsăm pe copii să-și rezolve singuri conflictele între ei. Pentru Orice că... fel de conflict, adică poate la un moment dat, la nivel emoțional, copilul ăla nu are capacitatea de a rezolva conflictul și din acel motiv mă gândesc că cere ajutorul părintelui. Zic, nu știu, întreb. Nu orice fel de conflict, dar pentru că, nu știu, cineva mi-a luat jucăria și eu, în loc să mă duc să-i spun, dăm jucăria înapoi, nu fac lucrul ăsta, dar mă duc la mama și îi spun, mama, mi-a luat jucăria, iei tu jucăria și dăm o Ceea ce nu e corect să facem cel puțin îl lăsăm să încerce să facă un lucru. Dacă nu a reușit să facă, atunci intervenim, îl ajutăm. Pentru că altfel îi tăiem maripile și nu îl lăsăm să înveți anumite lucruri. De la ce vârstă, în opinia ta, este bine să integrăm social copiii? Fie că e vorba de creșă, grădiniță? A... La noi am observat că în 2016 și cu o atentă de creștere spre 2017, cordonul umbilical se taie ceva mai târziu. Ceva mai târziu, așa e. Și recunosc, sunt una dintre. Deși am dat-o pe Sofia la un an și șapte luni la creșe, dar mi-a fost foarte greu. Ar trebui undeva după trei ani să fie integrați în, nu știu, activități extracurriculare, fie că e vorba de creșă sau de grădiniță sau de școală. pentru că abia atunci au suficientă capacitate emoțională, să zic, să poată să încerce să se integreze în grupuri. Și să-și dorească, probabil. Da, adică da. să exploreze să cunoască alți oameni, să socializeze și așa mai departe, să nu fie numai în mediul acela de acasă. Exact. Îți mulțumesc foarte mult, Elena, fiindcă și astăzi ai fost alături de noi. Voi, dragilor, să știți că ați auzit tema dependența de părinte, care până la vârsta de 3 ani, așa cum spune psihologul nostru de astăzi, este absolut normală <laughs> și binevenită. <este. laughs> îți mulțumesc mult că m-ai relaxat și să știi că dacă o să am ocazia să fac cel de-al doilea copil, nu o să mai fiu atât de stresată să o integrez social, gândindu-mă că crez un handicap, pentru că nu îl crezi. Fiindcă tot mai ce mai asigurat că este absolut normal. Vă mulțumesc mult uh, celor care ați fost alături de noi și astăzi și nu uitați că și mâine venim cu o nouă emisie la fel de interesantă ca și cea de astăzi. Vă mulțumesc!